În primul rând, la ce trebuie să ne gândim? Să ne dea Dumnezeu sănătate, liniște, nu? Să fie pace așa în general, dar și pace sufletească, să încercăm să ne înțelegem mai mult între noi sau mai bine. Oamenii să avem credință că Dumnezeu le aranjează pe toate, practic după sufletul, nu-i așa, fiecare. Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, a mers în pragul Sfintelor Paști în vizită la seniorii din cadrul Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice. Astăzi, Consiliul Județean, în afară că a vizitat persoanele vârstnice, păstorite, nu-i așa, de domnul președinte, care aici este alături de mine, un om absolut deosebit, tot ce înseamnă așezământe de bătrâni din coordonarea sau subordonarea Consiliului Județean și de cealaltă de asistență socială și protecția copilului, toți bătrânii au primit cât un dar din suflet de la Consiliul Județean și bineînțeles că nu ne-am oprit doar la persoanele în nevoie care sunt asistate de către centrele noastre de către de bătrâni, la tot ce înseamnă persoane asistate de la Direcția de Asistență Socială, deci de la copii maturi și așa mai departe, pentru că este firesc că măcar din când în când să aducem un prinos de recunoștință a noastră pentru cei care au făcut ca astăzi România să fie ce este. Cu această ocazie, seniorii au primit daruri și au putut să-și împărtășească gândurile alături de reprezentanții administrației județene. Am avut și avem o colaborare foarte bună cu Consiliul Județean. Întotdeauna au venit în întâmpinarea noastră și problemele noastre, chiar dacă par nesemnificative, ele sunt de fond. Sunt oameni în vârstă, oameni cu probleme, cărora le mai putem acorda cât un sprijin când au nevoie.